Problema 2. Fie funcția f definită pe r cu valori în r, unde f de x egal cu minus 2x plus 4. Aflați punctele de intersecție ale graficului cu axele de coordonate și reprezentați grafic funcția. Avem o întrebare. Punctul m de coordonate 3 și minus 2 aparține graficului funcției? Să facem intersecția graficului cu axa OX. Chim, graficul funcției f intersectează OX f de x egal cu 0, echivalent, minus 2x plus 4 egal cu 0, echivalent, minus 2x egal cu minus 4, de unde rezultă x egal cu 2. Așadar, avem punctul a de coordonate 2 și 0 aparține graficului funcției f. Căutăm acum intersecția graficului cu axa OY. În graficul intersectează OY, luăm x egal cu 0 și avem f de 0 este egal cu minus 2 ori 0 plus 4, egal cu 4. De unde rezultă că avem punctul b de coordonate 0 și 4, care aparține graficului funcției f. Acum, ne întreabă problema dacă M de coordonate 3 și minus 2 aparține graficului funcției F. Pentru ca punctul M să aparține graficului funcției, va trebui să demonstrăm că F de 3 este egal cu minus 2, sau să arătăm că F de 3 este egal cu minus 2. Vom calcula F de 3. F de 3 este egal cu minus 2 ori 3 plus 4 este egal cu minus 6 plus 4 este egal cu minus 2. De unde rezultă că punctul M de coordonate 3 și minus 2 aparține graficului funcției F. Acum să vedem și reprezentarea în sistemul de axe de coordonate. Să reprezentăm grafic funcția. Acesta este punctul A de coordonate 2 și 0, iar aici avem punctul B de coordonate 0 și 4. Iar acesta este graficul funcției F. Observăm că punctul M de coordonate 3 și minus 2 aparține graficului funcției. Deci avem 3 și minus 2. De asemenea, o infinitate de puncte aparțin graficului funcției, după cum puteți vedea. se schimbă coordonatele punctului M. Observați că și punctul M de coordonate 1 și 2 aparține graficului funcției. Putem face și verificarea. F de 1 este minus 2 ori 1, adică minus 2 plus 4, 2. Deci M de coordonate 1 și 2 aparține graficului funcției.